Salut, eu sunt Teo și acum un an de aniversarea noastră. Eu i-am pregătit ce simt, bine, de fapt, mai mult i-a pregătit mama ei. I-a pus flori pe cameră, i-a pus lumânări, i-a pus toate nebunile. Și când am ajuns acolo, a avut loc surpriza. Acum, mă gândesc că dacă împlinim 2 ani, trebuie să ridic un pic ștacheta. Stai un pic, eu acum mi-am dat seama, deci eu de la an la an, eu trebuie să ridic ștacheta. Păi și unde ajungem în cavaj gura voastră? La plimbări cu elicopter, la cu astea? Unde ajungem în cavaj gura voastră dacă... Mi-am săpat groapa singur, mâncava, stați că acum am realizat. Mă rog, m-am gândit să-i fac surpriză, o escapadă din asta, o excursie să zic așa, dar doar că n-am vrut să-i zic locul din prima. Și 100% o să se prindă de loc, o să vă prindeți și voi de loc, dar surpriza e acolo, e camera pe care am închiriat-o, că e mai specială decât una normală. Tocmai e de, mai de cuplu, așa mai, știi ce zic? Înainte să înceapă vlogul, voiam să vă zic că dacă vreți să câștigați un iPhone, găsiți o surpriză la mine pe Instagram, acolo în ultima postare. Și dacă sunteți voi prea de treabă azi și vreți să faceți o faptă bună dând doar un click pe subscribe, să știți că eu vă iubesc și vă mulțumesc din tot sufletul. Da, acum hai să-i facem surpriza, Cisime. La mulți ani, frumii! La mulți ani, frumii! Bebe! Deci, pentru surpriza pe care ți-am pregătit-o astăzi. Faza e că nu cred că o să fie surpriză până la capăt. Hai băi cu degețelele alea. Eu, practic, trebuie să-ți dau anumite indicii, că trebuie să ne pregătim cumva. Bine. Trebuie să ne îmbrăcăm mai gros și trebuie să ne facem bagajul. Cred că s-a prins deja, mă, frate. Ați prins și voi, nu? Ce te-ai prins? Mergem la munte. Mergem la munte, ce să faci acolo? Că n-ai, bă, n-am acum, dar surpriza e, de fapt, cred că camera de acolo. Nu știu dacă te vezi. Mergem la munte. Hai, bă, că nu e grea. Hai în excursiune! Haide! I'll fit check, ia! Și acum se blochează liftul. Cum s-a blocat și când s-a luat curentul. Nu. Tu ce făceai dacă erai atunci în lift? Muream, ce să fac? Eu n-am murit, eu sunt un supererou. Nu mă panicam, de fapt. Și de unde? Hai, bebe. Aventura, strigați! Ura! Ce credeți, mă, s-a îmbrăcat Cisima, hai să plecăm. Și bagajul nu era făcut. Păi, ce facem? Rămânem peste noapte? Păi, dar altfel, de ce să ne mai facem bagaj? Deci vezi că nu mă asculți nici când îți fac surprize? Și tot ea, că tu nu mă asculți niciodată și bebe. Nu știu ce. Nici un bebe, ce, nu e așa? Nu. Păi, bebe, eu mi-am dat seama că mergem la munte. Asta am înțeles. Dar tu știi pentru ce sunt eu cea mai entuziasmată, de fapt? Că plouă, că ne-am ales. Păi, ce vreme să mergem la munte, plouă, ești nebun. Pentru că o să mănânc chiurtoș, clătite, papanaș. Deci abia aștept, deci mi-o poftă de nu mai pot. De ce o să mă întreb toată viața asta, cred? Din capea ta mâncare într-un stomac atât în cavaș cura voastră. Teo mi-a zis, adică s-a dat el un pic de gol, că mergem undeva unde am văzut eu recent pe Instagram și că îmi place și că mergem acolo. Dar nu, eu am zis că putem să mergem și acolo. A, mă rog. Vezi, eu ți-am zis că tu nu mă asculti. Bă, da. Bebe, știi ceva? Eu, de fapt, toată ziua ți-am făcut un prank și doar ne plimbăm și ne întorcem acasă. Și ne oprim să mâncăm. Super. Am ajuns și pregătită de surprise. De surpriză. De surprise. Da, sunt foarte pregătită. Ești pregătită! Ești pregătită! Haide! Hai. Mamă, dar uitați ce ceață e, băi, frate! Incredibil! Dar frig nu e! Nu. Deci e ok și nu plouă. Asta e cel mai bine. Da, e. Mamă, cât ceață. Zoom dă, ia uite! Ești acum, bebe, zici că pup camera. Cui ai dat pupicul ăsta? Ție! Sigur? Da. Te alerg? Haide! Băi, șvețe, este absolut super, deci cum am intrat, avem view-ul ăsta, deci ăsta e practic cumva living-ul. Bine, ăsta e studio, bebe, nu e apartament sau ceva. În dreapta aici avem cadă și cu priveliște aici, dar bine, vedem doar ceață acum. Bine, voi mă vedeți pe mine, da. Avem aici o băiță mică, chiuvetă și viața mea aici, dar n-avem cabină de duș aici. Păi avem asta doar. Pentru că avem cadă, da. Mă, cât de mare e asta, e forță rău de tot. A, uite duș aici.
gen. Vezi? Țăranul nu știe, e prima dată. Avem aici, suntem un pic în junglă. Băi, e tare rău de tot, astea e. A, da, dar e de la electric, nu? Da. Gen, am înțeles. Televizorul ăsta, frate, e rotativ, adică se întoarce și pe partea cealaltă, știi? În caz că vrei să stai în pat. Ia uite. Mă, ce pat? Șmecher, băi, frate, e efectiv, zici că e pat de la de rege, ești nebun? Mamă, cât de tare e. Bebe, uite, uite. Nu cred. Și gen, aici da, stai. Și te uiți. Și te uiți gen la stele. Gen povești de groază aici, cum ar fi? Place, bebe? Foarte mult. Vrei să vedem și balconul? Ușor, ce ai făcut? Am dat cu mâna. Bine, vechea poveste se lovește în absolut tot ce prinde și la munte și așa. Be. Mama, am obosit. Păcat că e ceață, da, dar tot e frumos și cu ceață. A, ce credeți, după ce am dat stop rec? A văzut iubirea mea, mare mistreț. Era ori un porc mistreț, ori un pui de urs, nu știu sigur. Păi și ce credeți, eu chiar am zis atunci. Dar cum ar fi să ne apară un urs aici în față? Ia uite ce. A? Păi dansez și eu cu el. Da, cred că. Hai că știu să filmez, okay. Nu filmează bine, ce Sima a fost videograf. Și fix atunci se zice, hai să ne oprim să facem și noi niște poze, că se vede frumos, că nu știu ce. Hai că ne alergam cu viața mea acolo, și ca în leap și aici de bun. Deci aici ăsta, a, e pentru... Hai că e deștept și Teo, ăsta e pentru haine cu ier, gen. Aici stăm, ne facem make-up-ul. Dacă e să plecăm pe undeva. Ia vezi, avem și halate. Wow! Vai, că țăranul nu știe. Avem aici și reviste dacă ne plictisim, dacă rămânem fără curent, cum rămâne la noi în complex, că am rămas de 3 ori în 3 zile. Ce să facem? Aia zic. Bebe, n-am testat patul, mă, n-am făcut tradiția. N-am făcut tradiția, ia. 3, 2, ha! Oh, mamă, e bebe cu memorie. Oh. Gata, ne-am întors și din aventura noastră din Brașov de aici. Am mers, am mâncat, am făcut 15 ture până toate restaurantele, nu știam unde să ne oprim. Voia Papanaj, dar am ajuns la Papanaj, nu-i plăcea atmosfera de acolo. Dar bine, păi, într-adevăr, era gen muzică ușoară, așa, era, nu gen? Era un restaurant cu specific românesc și cu decor. Decorul nu era o problemă, dar... Nu, acolo era super mișto, da, și mâncarea bănuiesc era super bună, dar... Dar se cânta muzică populară. Și nu era live sau ceva, era la radio și nu suntem așa mari fani. Nu ne displace, dar nici să o ascultăm când mâncăm. Înainte de asta am fost la un escape room, ne-am luptat acolo. Ce cu Dracula, cu alea. Noi suntem băia de Sonic X. Am terminat și mai devreme. Spioancele, nu Sonic X. L-am terminat, am terminat și mai devreme. 7 minute, adică a fost la limită. Hai să nu ne lăudăm. Păi am terminat mai devreme decât trebuia și doar cu două indicii, alții au dat și 20. 12. Da, știi ce-i să par acolo. Păi chiar, da, am minte, chiar am ținut minte, da, 20, da, sunt unii care au terminat și fără indicii, da, și poate, da, și mai rapid. Păi da, eu zic. Da, noi suntem ok. Și acum, ia vedeți ce avem aici, frate. Deci eu asta n-am mai pomenit. E aici Chiurtoș. Și gen are, ăsta e cu bezea și ăsta e cu Nutella. Vă spun sincer că e cel mai bun lucru. Deci Brașov like. Deci ăsta dacă se deschide în București rupe tot. Idee de business. Eu nu sunt pe business pe astea. Las mințile mai briliante să se ocupe, gen. Și da, nu știu ce mai facem pe aici. Cum adică? Ia uite, a, intrăm pe Netflix aici. Și na, regina României e sora, e sora Cesimei. Păi gata, ne-am făcut și noi mai confortabili. Ia uitați, ne-am luat pijamalele pe noi că avem de stat acum. Na, Victoria. Și pe mine Cesi. Bine, suntem meci la pijamale, dar mie Cesi ia uitat să-mi ia tricou. Da, nu e ca și cum nu m-ați mai văzut pe la plajă, pe la alea, că ne-am tot filmat și așa. Și da, ne-a întrebat... Da, avem pijamale meci. Dai că mă așezam. Da, dar ai mei sunt cam decolorați, că eu i-am cam purtat un an de zile. Nu pot să fiu. Dar ai tăi sunt mai mișto. Întreba ce simt? Că ăsta trebuie să se pornească de undeva. Am văzut aici câteva butoane, dar să nu încercăm până nu și filmăm. Nu e pe touchscreen. A, uite, luminozitate. Așa. Focul. Și cred asta? Că încălzește pe aici. A, încălzește, da, uite. Încălzește tare. Păi fără hit. Hei, stop. Mamă, nu mai umbli, nu mai, haide, gata. Bebe, nu se oprește ăsta. Închide, a, se oprește. L-am închis.
Se oprește după. Așa, gata. Ce mai descoperim pe aici? Nu, 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 nu. Ce mai descoperim pe aici? Ia zi, ce ai mai văzut? Hai să vedem stelele. Păi nu se vede. Sau ia stai. Hai să strâng luminile. E bine că sunt multe stele pe cer azi. Da. Și e bine și că îmi focalizează camera. Faza e că trebuie să stingi lumina ca să vezi cerul, că altfel o vezi pe ce simă, cu sus în jos. Gen, a fost toată ziua ceață și cred că de asta, gen, nu se vede nicio stea, nimic. Ghinim. Hai să mergem acasă, gata. Ia zic cum se, acum că stai acasă, că cum ți s-a părut vacanțica noastră și surpriza? Sincer. Mi-a plăcut foarte mult, bebițule, și știi de ce? Pentru că am fost noi doi și am petrecut timp amândoi, ne-am relaxat și a fost cel mai frumos. Ce vrăjel! Chiar a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața. Zic, cam asta a fost și vlogul. Să știți că n-am pus-o eu să zic asta, de câte am pus eu. După aia poate să trece cineva. Există așa ceva. Ce zic, cam asta a fost și vlogul, frate. Sper că v-a plăcut, sper că v-am adus un zâmbețel. Nu uitați de giveaway acolo și să ne dați și un subscribe aici pe YouTube, un follow pe Instagram și ne vedem data viitoare. Până atunci eu vă doresc tot bine din lume, frate. V-am pupat, pa, pa.